Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit! Dat fiind faptul că, iată, din păcate, conform ultimilor studii, mortalitatea pe primul loc se află în rândul oamenilor cardiovasculari. Ne-am propus astăzi să dezbatem această temă, pentru că este extrem de importantă și iată că înainte de afecțiuni foarte grave, mortalitatea persoanelor cu boli de inimă se află pe primul loc în lume. Fapt pentru care am invitat-o astăzi, iată pe doamna doctor Camelia Roșu, medic specialist medicină de familie. Bună ziua, doamna doctor, bine ați venit în emisiunea noastră. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Bună ziua tuturor telespectatorilor aflați acum în fața televizoarelor. Doamna doctor, pentru că bolile de inimă sunt la modă, aș putea spune, din păcate, da. Haideți pentru început să vedem cum am putea să prevenim afecțiunile cardiovasculare. Există foarte mulți factori de risc pentru aceste boli cardiovasculare care pot fi manipulați și pe care îi putem îndepărta. Lăsând deoparte o oarecare predispoziție ereditară, adică dacă în familie ai avut pe cineva cu tensiune, ai avut pe cineva cu un accident vascular cerebral, există un oarecare risc și pentru tine să te poți aștepta dacă nu respecti niște principii de viață, lăsându-i pe aceștia deoparte, este vorba de stilul de viață care aici are un rol major. Pornind de la alimentație, somn, odihnă și nu în ultimul rând mișcarea, acestea reprezintă cei mai importanți factori pe care noi îi putem jugula la timp, îi putem controla. Alimentația. Este foarte important să avem grijă la moartea albă, care este în secolul acesta, zahărul reprezintă un pericol îngrozitor. În special cel rafinat, zahărul alb, și care provoacă boli metabolice, începând cu obezitatea, cu steatoza hepatică, urmând diabetul, hiperglicemia și după aceea consecințele acestora la nivel complicații, la nivelul rinichiului, la nivelul inimii și așa mai departe, la nivel cerebral. Deci asta reprezintă un factor de risc foarte mare. După aceea este vorba de preponderența alimentelor acidifiante. Aici ar trebui să umblăm la aceste obiceiuri alimentare și să aducem mai multă verdeață, care este purificatoare, detoxifiantă, să aducem mai multe fructe, deci prepondere în fructe și chiar și dintre acestea, fructe care sunt puțin mai către alcalin. Și de asemenea nuci, semințe, cereale integrale, deci cam așa ar arăta o alimentație care să te ferească de acest pericol cardiovascular și, cum bine ați spus, care bate la ușa atât de multor români și nu numai în România, de fapt. Doamna doctor, este adevărat că o afecțiune poate atrage o altă afecțiune? Și vă dau un exemplu. O persoană obeză, da, poate dobândi o afecțiune cardiovasculară, poate face un diabet, poate face tromboză, poate face multe, multe lucruri. Există așa numitul sindrom metabolic. În sindromul acesta metabolic, într-adevăr, apare o potențare reciprocă, din păcate în sens negativ, a acestor patologii și te poți aștepta ca un om care are o obezitate de grad 3, o obezitate morbidă, să atragă după sine hipertensiunea arterială, după aceea diabetul zaharat, deci trioul clasic cunoscut, și dacă patologia cardiacă se amplifică și nu este oprită la timp, sigur că pot apare consecințe cum ar fi infarctul, cardiopatia ischemică, angina aceasta pectorală sau accidente vasculare cerebrale, tromboembolii și așa mai departe. Deci, da, sindromul acesta metabolic, pornind de la dislipidemie, adică creșterea colesterolului cu creșterea trigliceridelor, da? Că obezitatea nu e singura, are consecințe și pe partea asta cu colesterolul și trigliceridele, atrage după sine, cum spuneam, steatoza hepatică, care iarăși este o situație care poate să ducă la hepatite cronice și ciroze și așa mai departe. Deci se înlănțuie unele cu altele și dintr-un om normal și sănătos, dacă nu ești atent la ce mănânci, cât te miști, cum trăiești, te poți trezi deodată un om cu nu un diagnostic, ci cu 2, 3, 4, 5. Acum, doamna doctor, dat fiind faptul că într-adevăr trăim în stres, da? În agitație, adică cam acesta este habitatul nostru în ziua de astăzi, să spun așa, din păcate. În cazul afecțiunilor cardiovasculare, din păcate, de cele mai multe ori n-avem simptom.
Există totuși simptomi? Ce ne puteți spune dumneavoastră? Pentru că sunt foarte multe persoane care nu-și fac un control periodic, din păcate, da? Și dat fiind faptul că am auzit deseori spunându-se a decedat săracul, a făcut un infart, știa că e perfect sănătos, n-avea nimic, se simțea foarte bine. Ne putem da seama cu ceva timp înainte sau ce ar trebui să facem? Dacă, cum bine ați început discuția noastră cu factorii de risc, dacă încerci să lucrezi pe acești factori de risc, este cel mai bine, este genial. Cu simptomatologia, într-adevăr, datorită ritmului absolut galopant în care trăim, chiar nu mai dăm importanță, dar există prodroame, există simptome care te pot face să te gândești, domnule, ar fi cazul să mă duc acum să fac o electrocardiogramă, să fac o ecografie cardiacă. Ce simptome? O oboseală excesivă care nu poate fi pusă doar pe seama muncii, deci o astenie neobișnuită. Se spune că inima nu doare și, într-adevăr, nu poți să arăți cu degetul o durere cardiacă pe care să o iei în considerație. Însă, există dureri atipice, există dureri care pornesc în zona aceasta, sunt difuze, sunt constrictive, unele dintre ele pot să meargă în zona aceasta maxilarului inferior și să simți o durere aici, poate să iradieze uneori pe umărul stâng, pe brațul stâng, uneori poate iradia în zona abdominală. Ei, dacă vezi deci că semne, semne avea. Există și asta vorbim despre angor pectoris, vorbim despre angina pectoris sau despre cardiopatia ischemică, dar de exemplu la hipertensiunea arterială că se instalează, pur și simplu vezi că ceva nu e regulă, te duci la medicul de familie și pur și simplu vezi că ai o tensiune, o valoare mare, o mai verifici încă o dată și deja deodată ai diagnosticul de hipertensiune arterială. Este indicat ca pe lângă tratamentul alopat prescris de către medicul specialist să se meargă și cu un tratament natural în paralel? Ar fi genial să procedăm în felul acesta, pentru că remediile acestea naturale au marea capacitate de a fi un bulgăre concentrat de niște substanțe, fermenți, și cuvântul enzime. Natural, 100% exact, natural, 100% adică natură, adică nu ai efecte adverse. Sau legume, fructe, natură. Exact. Nu ai efecte adverse, nu ai contraindicații, nu ai lucruri care, în general, sigur că mai sunt și mici particularități, dar în general, deodată, ai de-a face cu un bulgăre chintesențial de sănătate, da? Și pe care natura ți-l dă și transferă o vibrație, o rezonanță de sănătate în propriul tău corp, care puțin a deraiat de la normal, de la sănătos, tocmai datorită acestui stil de viață năprasnic în care zi de zi noi trăim. Deci este important să se cumuleze acest lucru și profilactic, da? Când simți deja că, cum să spun, nu e totul perfect în regulă și parcă nu te mai regăsești în ritmul tău cotidian cum te știai odinioară, pe lângă atitudinea despre care am vorbit de a te căuta, de a vedea dacă totul e în regulă, să și începi profilactic o campanie serioasă de remedii extrem de puternice și de concentrate, naturale și care să te ajute să-ți revii. Contraindicații sunt? Contraindicații la remediile acestea naturale depinde foarte mult. În general, nu. Dar dacă vorbim de niște remedii care au, de exemplu, un efect antitrombotic, cumva sunt, să vă dau un exemplu, sau sunt niște ciuperci, da, sunt niște ciuperci cumva foarte cunoscute și răspândite prin Asia, prin Tibet, care au un efect antitrombotic puternic, și atunci dacă tu ai și un medicament antitrombotic alopat, sigur că atunci reglezi cumva cu ajutorul medicului concentrațiile, astfel încât să nu pici în partea cealaltă, da? Să nu apară pete hemoragice sau alte. Deci, dar nu pot să spun contraindicații sau efecte adverse. Este vorba de o potențare a celor două remedii, de natură alopată și natură, și ești atent la dozare, cu ajutorul medicului care te ghidează. Dar contraindicații ca atare, nu. Înțeleg că aceste ciuperci, da, au un efect benefic asupra organismului în general, adică ele pot fi și antibiotic natural, da, pot ajuta și în afecțiuni psihice, de asemenea pot scădea glicemia, pot ameliora afecțiuni cardiovasculare. Cum știm ca și pacient, ca și telespectator, da? Vrem să ne hrănim sănătos, vrem să ne schimbăm modul de viață, vrem să apelăm la natură, la remedii naturale. Cum ne dăm seama care sunt indicate sau care sunt bune sau, hai să spunem, dacă vreți, personalizate?
Întrebarea dumneavoastră este foarte bună, dar încă o dată trebuie să subliniem momentul în care eu mă adresez acestui remediu din natură. Dacă este profilactic, atunci spectrul nostru de acțiune este mai larg, adică ne putem încadra într-un grup mai mare de remedii și nu este atât de personalizat. Dacă vorbim de un stadiu mai avansat, un diagnostic deja pus, un stadiu mai avansat al bolii, atunci avem nevoie de un sprijin, de orientare, de o ghidare de către un medic care este și alopat și în același timp și naturopat și cunoaște remediile și poate cumva, cum spuneați dumneavoastră, să personalizeze, să ghideze puțin pacientul. Dar într-o fază de profilaxie, ceea ce este extraordinar de important de înțeles este că aceste remedii naturale acționează holistic. Și, în general, terapiile naturale iau omul pe întreg. Ele nu merg pe boală. Țintit. Ajută și pe boli specifice, dar poate ajuta, de exemplu, simultan datorită bogăției de substanțe pe care le conțin în două, trei boli simultan, ceea ce nu putem cumva să spunem despre un tratament care cu adevărat trebuie personalizat foarte strict de către un medic. Da? Deci aici, în stadiu de profilaxie, poți foarte bine să te adresezi cu un același remediu natural, de exemplu, unei boli de inimă și în același timp unei boli metabolice. Adică acționează? Acționează, da? Holistic. Da? De exemplu, un efect antiinflamator, da? Sau un efect antibiotic, da, cum spuneați mai devreme. Pomeneția de ciuperca tibetană, da. Ea are aceste toate proprietăți? Adică dacă, de exemplu, luăm ciuperca tibetană, da? Poate fi în același timp și un antibiotic, poate să scadă și glicemia, poate să ajute și într-o afecțiune cardiovasculară? Exact cum ați spus. Da? Simultan? Și să vă spun și de ce. Această ciupercă pe care ați pomenit-o și care se găsește în Tibet, în munți, la niște altitudini incredibile, 3-4-5 mii de metri, ea, datorită nevoii de a rezista în niște condiții extrem de vitrege, extrem de drastice, dezvoltă o capacitate lăuntrică adaptogenă extraordinară. Și atunci, dacă toți acei nutrienți, toate aceste substanțe trec în corpul nostru, crește imunitatea noastră, crește puterea noastră de a ne adapta condițiilor exterioare. Cu alte cuvinte, acea rezonanță de supraviețuire a acestei ciuperci la care v-ați referit se transformă în capacitatea noastră de a face față mediului. Și atunci, sigur, imunitatea noastră literalmente crește, are un efect antibiotic incredibil. E un antibiotic natural foarte concentrat, foarte puternic. Și în felul acesta ne ajută în patologii infecțioase acute sau cronice. Are un efect antioxidant nemaipomenit. Asta înseamnă că pur și simplu neutralizează radicalii liberi. Deci, da, ajută ea și poate la afecțiunile cardiovasculare despre care ajută vorbeam astăzi? Ajută în hipertensiunea arterială. Da? Scade destul de mult tensiunea printr-un efect vasodilatator periferic. Scade presiunea intracraniană, are efect antitrombotic, asta înseamnă că ajută în accidentele vasculare cerebrale, ajută în, exact ce spuneați dumneavoastră, în afecțiuni coronariene, adică infarct, preinfarct sau cardiopatie ischemică, angină pectorală cunoscută angor pectoris. Cei care se confruntă cu stări prediabetice sau chiar diabet pot, ceea ce este un lucru colosal, să întârzie evoluția acestei boli cu complicațiile ei. Deci dacă se fac cure pe o perioadă mai îndelungată ca să se poată simți efectul și să se adune această forță a naturii în corpul tău, putem asista la scăderea glicemiei, fără să fie nevoie de cantități mari de insulină sau de alte hipoglicemiante. Nu în ultimul rând, datorită efectului antioxidant, beneficiază sistemul nervos și partea psihismului nostru sau patologia psihică. Sunt tulburări depresive care pot beneficia datorită efectului antioxidant. Sunt mai jugulate adică ajută cumva. Ajută în cazul depresiilor? Exact.
Ajută, ceea ce este colosal, ajută la încetinirea procesului de degenerescență a celulei nervoase și atunci boli cum ar fi demența senilă, cum ar fi atrofiile diverselor zone cerebrale, cum ar fi boala Alzheimer și așa mai departe. Tulburările de memorie sunt mult îmbunătățite pentru că ele provin destul de mult din oxidare. Iar acest remediu are exact efectul opus de antioxidant. Doamnelor și domnilor, acum să ascultăm mărturii ale telespectatorilor. Mă numesc Marius și sunt din Buzău. În urmă cu circa 2 ani am descoperit cu stupoare că sufer de hepatită. Aveam și diabet de vreo 8 ani. Urmez tratamente prescrise de medici, dar în paralel iau și acest remediu natural de vreo 6 luni. Am constatat de curând că starea mea este mult mai bună. Glicemia se menține în limite normale. Am făcut analize acum 2 săptămâni și am constatat că afecțiunea ficatului s-a ameliorat și ea, iar imunitatea mea este mult îmbunătățită. Vă mulțumesc pentru că am descoperit acest remediu natural. În cazul afecțiunilor cardiovasculare ajută și la, să spunem, și de la colesterol se poate ajunge la o afecțiune cardiovasculară, da? Ați punctat bine, pentru că, într-adevăr, dislipidemiile, adică colesterolul mare, colesterolul rău care este mare... Da, rău și bun. Exact, colesterolul ăla bun care este mic și trigliceridele, acest profil lipidic, dacă este alterat... poate genera plăci ateromatoase și care să ducă, cum spuneam, la infarct sau să ducă la accidente vasculare cerebrale. Remediul acesta scade colesterolul rău, scade colesterolul în general, implicit capacitatea sa de a se depune, de a face plăci de aterom și evident că bolnavii beneficiază și scade riscul acestor accidente foarte grave, subite, cum ați spus, infarctul, accidentul vascular cerebral și care te pot lua prin surprindere. Deci, repet că e important, ele pot fi luate și în perioadele în care te simți bine. Și când ești tânăr și nu ai ajuns încă la medic să-ți pună un diagnostic. De la ce vârstă ai putea să apelezi? Se pot lua și copiii pot să ia. Deci și copiii, nu? Absolut. În doze ajustate, cum spuneam, el este un antibiotic foarte important și poți să beneficiezi foarte bine. Ne spuneați că ajută foarte mult și la ridicarea imunității. Știm cu toții că pe fondul unei imunități scăzute, da, se instalează cu ușurință absolut orice afecțiune. Și atunci este foarte important să avem grijă de imunitatea noastră, în special copiii răcesc foarte repede, au probleme cu gâtul, au tot felul de probleme de sănătate în general, dat fiind faptul că au o imunitate scăzută. Iar ajuta? Să nu uităm că acești copii trăiesc în colectivități. Colectivitățile sunt predispuse teribil la factorul ăsta epidemiologic și dacă vine un copil un pic tarat, toată lumea a doua zi tușește și cohăie. Deci este evident că fiecare mamă ar trebui să-și ajute copilul să-și crească imunitatea. Însă aș sublinia încă o dată, acolo unde este cazul și deja este instalată o afecțiune, să se meargă în paralel cu tratamentul prescris de către medicul specialist, tocmai că natura ajută să diminueze din efectele nocive ale tratamentului alopat. Corect, da. Detoxifică, sigur că da. Și ajută și susține foarte mult corpul. Este abordarea asta integrală de către remediu natural. Trebuie să ne schimbăm modul de viață în primul rând, spuneți dumneavoastră, da? Mai multă mișcare, alimentație sănătoasă, remedii naturale, mai multă grijă de noi, odihnă, de ce nu? Da. Mai puțin da. Stres, dacă se poate. Da, să știți că și acesta poate fi jugulat, adică și poate fi controlat. Da. Abordarea aceasta naturală presupune un efort individual puțin mai mare decât a lua o pastilă cu un pahar de apă și după aceea să crezi că totul s-a rezolvat, dar din nefericire este exact și invers. Și trebuie să te și ții de acest program, că dacă exact, să te faci și ții. Asta o zi da. Sau două... Da, neînsemnând că asta, cum să spun, înseamnă deja un chin sau o jale, ci pur și simplu doar puțină atenție. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile, doamna doctor. Mulțumesc la rândul meu. Vom vorbi despre scoica verde. Vom vedea, iată, ce proprietăți miraculoase, aș putea spune, are scoica verde.
Cum o găsim, cum o procurăm, cum ne ajută ea în sănătate, vom afla mai multe detalii de la invitatul meu special de astăzi, domnul Adrian Codrean, specialist în fitoterapie și nutriție. Bună ziua, domnule Codrean, bine ați venit în emisiunea noastră. Bună ziua, bine v-am găsit și pe dumneavoastră și telespectatorii care ne urmăresc. Mulțumesc pentru invitație. Din ce în ce există trendul, aș putea spune, da? Foarte multe persoane le-am auzit că doresc să se alimenteze mai sănătos, să trăiască mai sănătos, să apeleze la remedii naturale. De multe ori poate nu avem această posibilitate, trebuie să fim foarte atenți și la etichetele pe care cumpărăm un produs din supermarket și așa mai departe. Vorbim despre scoica verde, da? De fapt despre un remediu natural care conține scoică verde, o scoică mai rar întâlnită, da? O găsim în apele din Noua Zeelandă, ape nepoluate, și aș vrea să ne dezvoltați dumneavoastră puțin subiectul, de ce este ea atât de interesantă și cum ne poate ajuta în sănătatea noastră. Într-adevăr, scoica verde este o scoică pe care nu o găsim decât în anumite locuri, în Noua Zeelandă. Este bine de știut că acolo nu avem nivelul de poluare care se găsește în zona europeană. Este o scoică în care noi găsim anumite ingrediente, cum sunt acizii grași, polinesaturați, EPA și DHA, care sunt foarte importanți, de exemplu, în stoparea proceselor anti-inflamatorii. Deci au efect anti-inflamatoriu foarte bun, foarte pregnant. Corpul nu poate sintetiza acești acizi grași polinesaturați, de aceea ei mai sunt numiți și esențiali. Și aici discutăm despre omega-3. Sigur că există surse și noi avem posibilitatea să luăm omega-3 din diverse surse, însă aici de subliniat că avem un omega-3 în forma EPA și DHA, care sunt extrem de eficiente și corpul le folosește într-un mod foarte eficient, iar în procesele inflamatorii sunt procese care pot fi extrem de deranjante, fie că vorbim de afecțiuni articulare, de exemplu, sau artroză, coxartroză, gonartroză, osteoporoză. De asemenea, avem glucozamină, un alt ingredient care se găsește în scoica verde. Foarte important pe articulații și pe refacerea articulațiilor. Putem spune că aici avem un, că s-a descoperit acest remediu, scoica verde, care în primul și în primul rând face foarte bine celor care au probleme articulare și alte tipuri. Sunt peste 200 de forme reumatice. Mulți dintre noi se regăsesc într-o formă sau alta, fie că îi se inflamează genunchiul, fie că îi se inflamează glezna, fie că, știți vorba aceea, se schimbă vremea, că mă dor încheieturile și așa mai departe. Cu acest remediu natural poate scăpa sau își poate îmbunătăți viața, adică să nu mai aibă inflamațiile respective, durerile respective? Da, și noi am merge pe următoarea idee, mai ales în prima perioadă de administrare, am spune noi o doză crescută, de exemplu dacă o doză normală este de două capsule, noi am spune o doză de patru capsule, o perioadă de timp. Și apoi, în momentul în care s-a făcut o anumită reglare a corpului, se poate reveni la o doză de, să zicem, două capsule pe zi. Este un lucru important, pentru că atunci când ești în criză, când e vorba de un proces inflamatoriu, omul nu are răbdare să stea două luni. El are nevoie de un rezultat rapid. Având în vedere faptul că, în general, flaconul are destul de multe capsule ca să ne ajungă pe o perioadă mai lungă de timp, noi mergem pe ideea asta, măcar în prima lună sau în primele săptămâni, o doză mai mare. Spuneți-mi, domnule Codrean, dacă am găsit aceste scoici verzi să le mâncăm, de ce este mai bun un remediu natural decât scoica în sine?
În primul rând e vorba de dozaj, aș zice eu. Pentru că n-am putea să mâncăm, de exemplu, 2 kg de scoici odată, nu? Da, pe când așa putem să luăm o capsulă care conține... Așa este, e vorba și de dozaj și, de ce nu, ca să fim cinstiți, ca să cumperi câteva kilograme de scoici verzi care sunt aduse din Noua Zeelandă, discutăm de alte costuri. Adică sunt costuri destul de mari, este o zonă unică în lume, nu e chiar la îndemâna oricui, nu e ca și când am comandat scoici aici în Constanța, este ceva diferit. Și de asemenea e important să știm că în fiecare capsulă există o doză precisă din acești grași. În felul acesta noi putem mai ușor să avem o predicție a evoluției noastre și să putem să ne acoperim necesitățile într-o manieră, să zicem, calculată cu anumită rigoare științifică. Deci aici nu contestăm orice utilizare a scoicii verzi, chiar și sub forma efectivă, așa cum se găsește ea, este minunată, numai că aici vorbim despre o dozare, o concentrare a principiilor active care se găsesc în capsulă. Domnule Codrean, această scoică verde ajută și în alte afecțiuni? Am vorbit de cele reumatice, da? Antiinflamatoare. Per total, în general, în organism, de multe ori se spune că chiar multe afecțiuni pleacă de la o inflamație. Da? Ținând cont de acest aspect, putem să spunem că ajută și în alte afecțiuni? Eu aș vrea să precizez mai întâi de toate o afecțiune poate neașteptată pentru cei care ne urmăresc și care în primul rând când se gândesc la acțiunea antiinflamatorie se gândesc la articulație și când vorbim de acizi grași, omega 3, primul lucru ne gândim la acest efect. Dar un efect foarte important al acelorași acizi grași este, de exemplu, pe depresie. Și există studii științifice care au arătat că, în special, acțiunea acizilor grași omega-3, EPA și DHA sunt foarte importante și se susțin prin studii științifice pe anxietate, de exemplu, și poate să ajute foarte mult coroborat cu medicația care se alocă. Deci poate fi un suport foarte bun. Bun, deci pacienții care au un tratament prescris de către medicul specialist pot merge simultan cu acest remediu natural pentru că îi poate ajuta, da? Sigur, sigur. Și poate pot chiar să prezinte medicului și cu acordul lui să suplimenteze. Dar, bineînțeles, dacă e să ne întoarcem acum pe zona de organic, avem problemele coloanei vertebrale, care pot fi discopatie, hernie de disc, sciatică, boli ale căilor respiratorii, de exemplu, astm, bronșic, traheobronșită, enfizem pulmonar, tuberculoză, fibroză chistică, iată doar câteva din afecțiunile la nivel respirator, boli cardiovasculare și aici se știe că acizii grași polinesaturați ajută foarte mult pe cardiovascular și pe circulație, de la ateroscleroză, despre care noi știm că se instalează foarte silențios și devine acut numai atunci când e deja instalat în proporție de 60-70%, combate ateroscleroza, acționează preventiv pe infarct sau dacă a existat deja un infarct, ajută la prevenția unui infarct ulterior. Iată că mergem și pe o idee de prevenție și pe o idee de refacere și este bine de știut că a folosi astfel de suplimente episodic sau constant din când în când este un lucru util. Ar fi util să avem în felul acesta o gamă de suplimente care au valoare asupra anumitor sisteme în corp și care introduc în corp anumite substanțe foarte valoroase și care să le alternăm în timp. Deci ideea de prevenție este în continuare o idee foarte importantă și scoica verde ne ajută în acest sens. Iată, avem boli ale tractului gastrointestinal, boala Crohn, de exemplu. Scoica verde ajută la refacerea mucoasei digestive. Gastrit, iarăși, poate să fie de ajutor,
Alzheimer, Parkinson, evident, da, pentru că ajută la acizii grași polinesaturați, sunt foarte importanți și pentru creier. Ei sunt foarte importanți pentru membrana celulară, pentru că membrana celulară are o structură lipoproteică și partea aceasta lipoproteică permite ca oxigenul să treacă prin peretele membranei celulare și să ajungă la nivel celular. Ei bine, calitatea acestei absorbții a oxigenului depinde de calitatea lipidelor. Dacă noi introducem acești acizi grași polinesaturați, avem o altă calitate a membranei celulare, avem o altă calitate și în materia grăsoasă de la nivelul creierului. Deci avem aceste afecțiuni care, odată cu vârsta, uneori se instalează. Parkinson, Alzheimer. Ne ajută foarte mult aici scoica verde prin acest acid gras polinesaturat omega-3, EPA și DHA. Degenerescență maculară, afecțiuni oculare, boli de piele, de exemplu. Poate să ajute și în cazul unor boli de piele. Pot fi alte boli inflamatorii, cum sunt boli autoimune, lupus, psoriazis, poate să acționeze pe alte tipuri de afecțiuni, cum este steatoza hepatică. O listă lungă de boli. Deci, practic, previne și ajută chiar în foarte multe afecțiuni, observ. Inclusiv deci are niște proprietăți benefice asupra întregului organism, aș putea spune. Absolut. Sunt și contraindicații? Aici, contraindicațiile, în special dacă există alergie la scoică sau la scoici în general, trebuie precauție și cu sau la omega-3? Exact, dacă există o problemă aici. În perioada de sarcină, cu precauție și numai cu acordul medicului, practic, în afară de această situație, de principiu, ea este accesibilă oricui, este un supliment care poate fi folosit fără prescripție medicală, fără o... Pentru că e un supliment alimentar. Fiind un supliment alimentar. Vorbim de remedii naturale. Exact. Da? Este ca și când am vorbit despre un aliment, dar aici este un aliment extrem de valoros și greu accesibil la... Există un studiu științific? În sensul ăsta mă refer la proprietățile acestei scoici verzi? Există mai multe studii științifice care s-au făcut fie pe scoica verde, fie pe acizii grași omega-3 și care arată proprietățile, inclusiv pe probleme de anxietate. Ceea ce se mai poate spune este că populația indigenă din Noua Zeelandă are frecvența problemelor articulare mult redusă. Problemele articulare și inflamația articulară. Și s-a făcut un studiu să se vadă de ce. Care este cauza, dar de fapt cauza... Acestei scoici verzi care acolo se găsește. Deci populația indigenă consuma această scoică. Deci, practic, putem să considerăm și ca un aliment. Dar aici noi o avem într-o formă, să zicem... Deci nu era o cauză, era datorită scoicii verzi. Deci, practic... Așa cum francezii, de exemplu, există așa numitul paradox francez. Deși consumau alimente grase, nu făceau atât de des probleme cardiovasculare, și s-a constatat că motivul era că ei consumau un păhărel de vin roșu aproape zilnic la masa principală și practic acolo fiind anumite flavonoide și resveratrolul. Așa, în partea aceasta, la altă, în Noua Zeelandă, s-a constatat că ei foloseau acest aliment, foloseau scoica verde și aceasta a permis ca ei să aibă o incidență foarte scăzută a problemelor articulare, de exemplu. Iată că o avem și noi la îndemână, aș putea spune, printr-un remediu natural, da? După studii științifice, într-o capsulă găsim exact ceea ce ne trebuie pentru întreg organismul în a preveni sau a ameliora anumite afecțiuni și dumneavoastră chiar ne-ați enumerat destul de multe afecțiuni care pot fi, mă rog, durerile reduse, ameliorate. Chiar afecțiunile denturii, aș putea da, spune. Da, da.
Și la nivel de piele și de organe, cu precădere, aș putea spune, formele reumatice. Da, cu precădere, da? Pentru că acolo problema este mai vizibilă, mai apăsătoare, mai clară, ameliorarea se vede mai repede, dar efectele scoicivers sunt foarte complexe în corp. Ea inclusiv crește nivelul de vitalitate și de imunitate al corpului. Cât ar trebui minimum urmat acest tratament, să-i spunem, cu acest remediu natural? Dacă o facem preventiv, este bine să o facem în cure de 4-6 luni. Dacă există o problemă acută, minim 4 până la 6 luni, minim. Și apoi putem să urmăm cura de întreținere. Da, exact. Dacă este o problemă cronică, undeva între 6 luni și un an, dar primele efecte cam după 4 luni ar trebui să se vadă, dacă este o afecțiune cronică. Trebuie să înțelegem că atunci când avem o afecțiune cronică, afecțiunea se instalează de multe ori în 10 de ani, în 20-30 de ani. Adică nu vine peste noapte, exact. O descoperim noi peste noapte. Exact. Și ea explodează la un moment dat, noi o descoperim. Nu există simptom. Da, da. Și atunci, așa este. Dacă n-am descoperit-o... Și atunci, pentru o boală cronică, aș zice că avem nevoie de un minim 2-4 luni ca să vedem anumite semne de îmbunătățire. Iar pentru o refacere foarte semnificativă, între 6 luni și un an ar fi util, cu precizarea, bineînțeles, care am făcut-o și la început, că se poate merge la început pe un dozaj ceva mai ridicat, de exemplu, în loc de 2 să fie 4 capsule, o perioadă de timp, având în vedere că nu sunt costuri exorbitante, produsul este foarte accesibil, sunt foarte multe capsule într-un flacon, deci nu este problemă că nu s-ar putea face și așa. Sau că nu ajung, sau că sunt prea puține. Sau... Exact, exact, da, sigur. Dar fiecare trebuie să-și urmeze dozajul respectiv. Da, și să fie consecvent totuși o perioadă. Dozajul este transmis omului telefonic atunci când face comandă în funcție de afecțiunea pe care o are, dacă e o afecțiune mai gravă, mai puțin gravă, dacă ia preventiv, nu? Absolut. Și pe parcurs, pe măsura ameliorării, se ține legătura și, bineînțeles, în funcție de situație, se poate și reduce sau poate să se crească o perioadă dozajul. Sigur. Da, și dacă au tratament de la medic, să-și urmeze și tratamentul în paralel, da? Să nu renunțe la el. Spuneți-mi dacă în perioada aceasta ar trebui totuși să se țină cont, pentru că dumneavoastră sunteți, iată, specialist în fitoterapie și nutriție, dacă ar trebui persoana să țină cont și de modul cum se alimentează sau ce le recomandați dumneavoastră? Sigur, în primul rând aș preciza pentru cei care au probleme acute și cronice, un pic mai mare atenție la stilul de viață. Ce înseamnă asta? Cei care fumează trebuie să reducă sau o perioadă chiar să oprească. Fumul de țigară este cel prin care prima dată imediat sunt atacate celulele. Deci el lezează chiar vasele de sânge, produce microleziuni la nivelul vaselor de sânge. Deci primul lucru care se poate spune, mai ales pentru fumători. Pentru persoane care sunt mai grăbite, care sunt mai ocupate, care sunt mai au un orar mai aglomerat, renunțarea sau diminuarea tipului de alimentație fast food, adică alimentele pe care le consumă, este bine să fie cât mai puțin procesate. Acolo unde se poate, alimente bio, chiar dacă sunt crudități sau legume, fructe, preferabil bio, pentru că și aici e o poveste întreagă. Noi în mediul acesta în care trăim suntem asaltați de substanțe nocive care sunt fie, au acțiune fie directă asupra noastră, de exemplu poluarea de pe stradă sau electrosmogul, că există foarte multe dispozitive electronice, antene și așa mai departe, în care noi, asta este, vrem trăim, dar există și acțiuni indirecte prin faptul că fructele, legumele conțin foarte multe îngrășăminte, pentru că se folosesc în pesticide. Apoi discutăm despre aditivi alimentari care se folosesc, alimentele sunt din ce în ce mai procesate. Deci orientarea, noi am spune așa, că ar fi foarte benefică orientarea să se facă către alimente cât mai puțin procesate, cât mai puțin aditivate, cât mai mult spre zona bio.
Sigur, pe cât posibil să evităm ceea ce înseamnă factor agresiv pentru corp. Dar să nu uităm un factor care de multe ori noi nu prea îi acordăm atenție. Acordăm atenție uneori la alimente, acordăm uneori atenție la, știu eu, stil de viață, dar să nu uităm stresul. Stresul uneori provoacă mai mulți radicali liberi decât fumatul sau mai mulți radicali liberi decât... Dar cum putem să scăpăm de stres în epoca în care trăim? Aici fiecare își gestionează într-un fel anume problema stresului. Aici problema asta vine din atitudinea noastră. Știți că se spune la un moment dat că 90% din probleme sunt nu din ceea ce efectiv cu ce ne confruntăm, ci modul în care reacționăm. Și aici fiecare își gestionează, dar e bine de știut și e bine de subliniat acest lucru, că și stresul este foarte important. Deci, toate acestea, sigur, un stil de viață sănătos înseamnă un stil care ia întregul în vedere. Nu discutăm despre faptul că suntem fanatici a unor legume, mâncăm numai salată verde, dar noi, prin fanatismul nostru, de fapt, generăm o stare de tensiune în noi, o stare de opoziție, suntem foarte înverșunați. Nu. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu a lăsat foarte multe pe pământul ăsta, noi trebuie să avem o anumită flexibilitate interioară, trebuie să avem și o anumită seninătate. Bine, să ne și orientăm într-un mod inteligent către ceea ce este cât mai natural, cât mai bio, cât mai proaspăt, fie că discutăm de salate, de supe, mai ales la bolile cronice, bolile foarte grave, mai e o problemă cauzată de faptul că capacitatea organismului de a asimila nutrienți din alimente scade. Focul interior, focul metabolic se diminuează în bolile foarte grave. Și atunci este important să venim cu astfel de suplimente, de exemplu, care ele conțin într-un mod concentrat anumite principii nutritive vitale, pe care corpul le absorbe mult mai ușor. Da, spuneți-mi cât de adevărat este, se spune, că atunci când un pacient, da, are un tratament alopat prescris de medicul specialist, dacă apelează și la remedii naturale, remediile naturale ajută ca organismul să elimine din efectele nocive ale tratamentului chimic. Cât este de adevărat acest lucru? Sigur că da, mai ales dacă vorbim despre anumite remedii naturale, ele au un rol uneori profund detoxifiant și, de exemplu, dacă asociem un remediu natural cu un tratament, să zicem, antitumoral, care de multe ori e mai agresiv, tratament antitumoral poate să însemne chimioterapie, radioterapie, are o acțiune ceva mai agresivă, el țintește celulele tumorale, dar are efecte secundare și pe celulele normale. Atunci când adăugăm la un astfel de tratament un remediu natural care are și el o acțiune antitumorală, dar felul lui de a acționa este mai blând, el nu este atât de incisiv asupra celulelor normale, în schimb el susține celula normală. El susține, o ajută, o echilibrează, îi oferă nutrienți esențiali, mineralele importante. Și atunci putem să spunem așa, că există remedii naturale care au dublu rol. Un rol de susținere și un rol de combatere. Un rol prin care combate problema de sănătate și un rol prin care susține funcționarea și susține activitățile de bază ale celulei. Susține activitatea pe care celula trebuie să-și o desfășoare, activitatea de detoxifiere, de eliminarea toxinelor, de eliminarea radicalilor liberi, pentru că noi avem niște mecanisme la nivel celular care produc antioxidanți. De exemplu, peroxid dismutază este produsă și în corp. Dar noi, la un moment dat, corpul nostru nu mai face față, deci valul de radicali liberi, pentru că asta este, mâncarea e foarte procesată, aerul este poluat și așa mai departe, și celula nu a reușit să se adapteze acestui ritm din ce în ce mai accelerat și din ce în ce mai incisiv al vieții, și atunci nu poate să facă, este un pas foarte important, noi subliniem mereu asta, că celula trebuie să se debaraseze de toxine ca să poată să facă alte procese
ca să poată să îndeplinească alte funcții de bază, celula trebuie să se elibereze de toxine. Și de aceea spunem că de multe ori remediile naturale, în special anumite tipuri de remedii naturale, ne ajută să eliminăm toxinele. Foarte important, ajută celula să scape de acest gunoi, între ghilimele, și atunci, după ce scapi de el, poți și alte funcții de bază să le îndeplinești așa cum trebuie. Bun, deci nu este un mit, este un adevăr. Este adevăr. Asta știm cu toții, pentru că dacă citim, acum avem la îndemână internet, putem să vedem fiecare plantă în parte până la urmă, ce conține și la ce ajută. Sunt cărți scrise, sunt mulți medici sau farmaciști, studii științifice care stau la bază de conținutul, de exemplu, seminței de dovleac sau a pătrunjelului sau a mentei sau așa mai departe. La fel, subiectul nostru de astăzi a fost despre scoica verde, nu o avem în țară, tocmai din Noua Zeelandă, da, dar da. Am văzut cât de benefică este ea asupra organismului, atât preventiv, dar și atunci când, din păcate, deja s-a instalat o afecțiune, fie reumatică, fie a rinichiului, căilor respiratorii sau a plămânilor, exact. La nivel de piele, de ce nu cardiovasculare, cum mai spuneați dumneavoastră, și boli, mă rog, hai să spunem, ale secolului, gen depresia, da? Da? Anxietate, depresie. Anxietate, depresie, exact. Deci observăm că este destul de complexă și că este benefică pentru întreg organismul, în concluzie. Este o soluție foarte bună ca acțiune antiinflamatorie. Ea este bună și antidepresiv pentru creier. Aș sublinia aici câteva direcții importante care nu sunt exclusive: articulații, creier, vase de sânge, circulație, inimă, și de asemenea susține corpul, deci crește vigoarea. Da. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Adrian Codrean, pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit astăzi și vă mai așteptăm în cadrul emisiunii noastre cu noi amănunte despre plante, ca să spun așa. Vă mulțumesc și eu pentru invitație și urez multă sănătate telespectatorilor dumneavoastră, de ce nu și cu acest remediu natural, și să ne auzim cu toate cele bune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenție. Așadar, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. O zi frumoasă!